Satul Baclia, ca și toate celelalte sate din Republica Moldova, are trecutul, prezentul, sper și un bun viitor. Satul Baclia este situat la 100 km de orașul Chișinău, pe malul drept a râului Cogâlnic, învecinat cu orașelul Basarabeasca. După ultimul recensământ din 2004, populația satului Baclia constituie 5.519 cetățeni. După datele istorice ce le dispunem, înființarea sau nașterea satului Baclia le avem din 1812-1817, ceea ce ca prima denumire avem date istorici ca Baclavizhava, fiind un aul tătăresc după plecarea tătarilor din teritoriu. Ceea ce o ține de ocupația populației din timpuri și până în ziua de astăzi este agricultura, prelucrarea viței de vie și alte activități ce desfășoară populația la sat. Principalele obiecte de menire cultural-socială în sat sunt biserica, liceul Constantin Stere, două grădiniți, centrul medicilor de familie, o casă de cultură, moara, Voloinița, centrul de reproducere a păsărilor, avicolă de stat și o bună parte particulară, fabrica de prelucrare a strugurilor, muzeul Ion Secrieru, parcul, monumentul. Teatrul acest mic monument este în memoria veteranului războiului intern Transnistrian în 1992. Este în memoria participanților la avaria de la Cernobâl, 1986-87. Acest monument este consacrat veteranilor de război, al doilea război mondial. Deci, terenul de jocuri de mini-futbol implementat prin proiect. Echipa Gloria satului Baclia, la momentul actual anul ăsta, este pe primul loc în campionatul raional Cimișlia, care participă și trei echipe din raionul Basarabeasca. Lipovenii au ridicat biserica aceasta, așa mi-au spus creștinii. În anul, este în biserica noastră o icoană veche din anul 1859, deja prezentă. Eu cred că în după 1800 a fost și-a ridicată și icoană. Parșirii Vlas. Dar cine era el? El a fost băștinaș a satului. Da, a fost om. Nu a fost boier, dar a fost om gospodar. Avem deja o bucurie deosebită că mai este în viață sora lui Ivan Filimon Răsecrieru, doamna Elena Filimon Răsecrieru, născută în anul 1933, deja cu 33 de ani mai târziu decât fratele său, și care la moment locuiește în casa muzeu, mai are poartă de grijă la acest ungheraș istoric și dânsa cred că o să ne spună câteva din istorie și activitatea fratele său. Iată aici este un filmuleț, dânsa spune că
e filmat despre activitatea, istorie și activitatea și viața lui Ioan Filimonul și ar fi bine undeva de văzut, unde s-ar putea de privit și unele date memoriale, să știi, ceea ce prezintă interes pentru istoria, pentru cartea care deja o planificăm să o edităm, despre istoria satului, cred că aici o să găsim deja ceva prețios. Ivan Filimonovici a fost, asta el a fost, domnul a fost în Moscova, în cui pe șoară? În Moscova, în anul 1940. 40, da. Era da. La cu talentul la înfloriri. Îi dăduse de asta, doctor de medicină. Da, el zașipe, fără zașipe. Fără aparare, fără aparare. I-o dat asta. I-o dat, da. Doctor, da. Doctor habilitate în da. Asta. Așa că aici eu văd că e decorat, are niște ordine și medale, da? Are, eu și nu fie și pe toată partea asta e el, dar nu știu. Aceasta este grădinița Mărcior numărul 2. Doamna directoare Mocanu Nina, în această grădiniță avem 170 de copii. Anul acesta noi am făcut o mică reparație, dându-ne ajutor domnul primar, Niculiță Victor, pentru care foarte mulțumim foarte frumos că ne-a venit în ajutor cu această mică reparație. Centrul de Sănătate a satului Evacliev. În cadrul Centrului de Sănătate activează 4 medici de familie și un medic stomatolog. Sunt și asistente medicale 12. 10. 10 asistente medicale. Acordarea asistenței medicale constă în adresarea după asistenței stomatologice și asistenței de profil general. Medicii de familie activează în cadrul centrului medicii de familie din raionul Basarabeasca. Populația constituie 4.500 de persoane. În fiecare sector au câte 1.500 de persoane. Suntem întreprinderea Basavin & Company, deci o întreprindere de producere a strugurilor și vinurilor la sudul Moldovei. Dumneavoastră activați în funcție de? Deci eu activez în funcție de director al întreprinderii Basaradio Invest, care intră tot în concernul întreprinderii Basavin. Întreprinderea e înființată în 59, deci după 59 a fost reconstruită de 3 ori, începând cu anul 85, lupta cu alcoolismul, așa, legea da. Lui Gorbaciov, deci când a fost da. Întreprinderea noastră, practic, distrus. Reutilizată sub producerea sucurului. Așa, mai mult decât, da. După perioada cea grea, deci vinificația în zona Baclii, Basarabeasca, deci a fost dezvoltată mai departe. Deci, a doilea
Deci reconstrucția întreprinderii s-a petrecut în perioada 85-88. Și deci toate perioadele astea, iarăși embargouri și așa mai departe, probleme, au influențat la dezvoltare, producerea în zona Republicii Moldova. Mulțumesc, Alexandru Curcă. Vasile. Asean Curcă Vasile. Domnule Sandro, cum se numește fabrica de păsări care dumneavoastră o conduceți? Denumirea. Întreprinderea noastră se numește Serelia Vivasnic și ne ocupăm cu producerea ouălor, puilor și găinilor. Cu întreprinderea conduc de la sfârșitul anului precedent, undeva din luna noiembrie. Pentru, în prezent, pentru producerea și creșterea păsărilor, ne folosim de utilaj contemporan de hrănire, de adăpare a păsărilor. Așa. Aveți în plan, așa, în perspectivă, să modificați întreprinderea? Poate ceva să mai schimbați? Ce planuri pe viitor aveți dumneavoastră? Cum? Planuri sunt multe, depinde. Vrem să modificăm unele sisteme, să reutilăm alte încăperi care au fost achiziționate mai anterior, dar nu au fost utilate până la urmă. Și avem mai multe construcții, avem. Dar noi ca atare cumpărăm grăunțoasele, absolut toate ingredientele pentru mâncă, fabricarea mâncării, le cumpărăm și pregătim mâncare pe loc. Pe loc, așa. Deoarece ne ocupăm cu producerea păsărilor rasă mixtă Adler Argentiu, doritorii vă pot invita la noi să procurați pui crescuți, ouă de incubație și găini. Așa. Irina Constantin, administrator la întreprinderea de stat, Centrul de Reproducere a Păsărilor Abaclie. Întreprinderea noastră se ocupă cu producerea ouălor incubabile pentru creșterea puiilor de zi pentru populații. Asta este genul producerea cărnii și asta practic e de cel mai tare. Primul plan, noi ne ocupăm pentru creșterea puiilor de o zi pentru populație și totodată realizația puiilor de zi și puiilor crescuți. La întreprindere au fost adus trei rase de păsări, două rase păsări pentru carne și ouă și o rasă e adusă pentru, anume pentru, numai pentru carne. Pot să numesc, sunt așa rase Habi Color, Tetra, și Harco. Dorim ca să veniți la noi la Abaclia să faceți cumpărături la producția noastră care noi o producem. Se află Casa de Cultură a satului Abaclia, care a fost deschisă în satul în anul 1969. Eu sunt Andrei Reniț, directorul artistic a fanfarei Abaclia. În activitatea Casei de Cultură participă este colectivul de dans Orelia, fanfara Abaclia, colectivul de taraf a satului Abaclia. Să aplaudăm ansamblul Lia din Abaclia. Vă sărăbească! Întâlniți! Bravo!